a găsit Radu un șofer englez care m-a ascuns, bineînțeles, contra unei sume, 700 de dolari, bani pe care i-a trimis tatăl meu. Și pentru 700 de dolari m-a ascuns într-o ladă sub patul lui. Numai că a trebuit să stau foarte mult acolo, fiindcă intra tirul la control și practic am stat undeva la 36 de ore în acea ladă. Era vreun pic de vreun orificiu pentru a respira în lada aia? Bine, nu era chiar închisă era ermetic, etanșă, dar oricum era greu. Adică mai ridicam capacul, mai... Ați avut emoții că ați putea să fiți găsit și trimis în țară? Vă gândeați vreun moment? Deși odată ajuns în Italia, în zona aia, nu prea te trimiteau înapoi în țară. Grecii, la vremea respectivă, erau persoane pe care le trimiteau înapoi, erau persoane pe care nu le trimiteau. Nu știu care era criteriul după care hotărau asta, dar pur și simplu, plecând pe drumul ăsta, nu m-am mai gândit la ce se poate întâmpla. Am zis, asta e, trebuie să mergem înainte. Ați ajuns în Franța, înțeleg, tot într-un anturaj. Da, bine, prima dată am mers cu tirul, am traversat Italia. După aceea am ajuns în Franța, tot așa era un restaurant românesc unde se strângeau românii. Da. Și practic m-a luat, unul dintre ei m-a luat la el acasă. Și cu l-am ce rugat se ocupa acest nou, cu același lucru, așa, da. Incredibil. M-a întrebat cu ce poate să mă ajute și am zis că vreau să dau de antrenorul lotului național. Da. Am găsit o sală de box, am fost la sala de box. De acolo au sunat la Federația Franceză de Box. Era chiar înainte de Crăciun și a zis că antrenorul lotului este plecat și vine după Crăciun. Și urma să luăm legătura cu el după Crăciun. E, cu cel care am rămas în Franța, am mai fost prin oraș, m-a mai văzut el așa cam cum sunt și până la urmă mi-a spus că mai bine să plec de acolo, că a zis că nu e locul meu lângă ei. Și m-a pus la tren și am plecat în Germania. Nu, tainele meseriei lui. Nu, cred că a văzut că nu eram... Dar i-ați văzut la lucru? Adică îi vedeați ce făceau? Nu. Ați ajuns în Germania într-un portbagaj, înțeleg. Da, deci dintr-o ladă ați ajuns într-un portbagaj. Da, era oricum mult mai confortabil. Și am ajuns în Germania, am ajuns practic la primii români sau la românii care mi-au luat primii bani pe care i-am câștigat. Deci după ce ați trecut pe la niște români care se ocupau cu furt, ați ajuns la unii care nu se ocupau cu furt, dar care v-au furat primii bani. Da, cel la care am stat, vedeți cum e viața. Adică, spre exemplu, cei care aveau viața asta lor, m-au ajutat. Da, cel corect, la care incredibil. El lucra într-o uzină, cel la care am ajuns. Românii cinstiți. Da? Și el mi-a furat primii bani. Mulți bani v-a furat? 20.000 de mărci. Wow. Dar, bine, mai ales pentru mine care nu aveam niciun ban. Erau bani? Da, cel care, de la care am plecat din Franța mi-a dat 300 de franci francezi. Cred că era undeva la 100 de dolari. Dar, spre exemplu, 20.000 de mărci erau oricum bani, să zic, destul de mulți. Dar mai ales pentru mine, care n-aveam nici cu ce să mă îmbrac, era ceva, cum să zic, eu nici măcar nu puteam visa. Dar eu am aflat, practic, la câteva luni după aceea că s-au dat acei bani. Acum, deci a luat cineva numele dumneavoastră și n-a mai ajuns la dumneavoastră. El a spus, spre exemplu, că este rudă cu mine. Eu nu vorbeam germană. Acum, probabil știți cum mă gândesc de multe ori, că probabil și cei de la Bayer Leverkusen i-au dat banii pentru mine, dar probabil că erau conștienți că s-ar putea să nu ajungă la mine, dar pentru ei era în regulă că eu am rămas la Leverkusen. Da. Contactul cu capitalismul, cum a fost? Înțeleg că destul foarte de dur. Foarte dur, pe asta zic, foarte dur. Adică inclusiv în Grecia, spre exemplu, când mi-am vândut geaca de piele, probabil cea la care i-am vândut geaca a văzut că sunt pe fugă, sunt neliniștit și în afară de banii pe care mi-a dat, care erau foarte puțini, ea avea un chioș din ăsta, un ABC,
I-am spus să-mi dea și o ciocolată și a zis nu. Și practic a fost așa. Deci primele contacte cu viața capitalistă au fost chiar foarte dure. Ați lucrat într-un abator în Germania, nu? Da, am lucrat și într-un abator. Dar, spre exemplu, bine, și cei de la Bayer Leverkusen, am avut după aceea o relație foarte bună cu ei, dar primul contact tot așa destul de dur, adică... Era un român la Bayer Leverkusen, Lucrescu. Da, păi Valentin Silaghi, da. Urma să devină antrenor, atunci se lăsa de box, da. Și urma să devină antrenor. Practic, eu când am ajuns la acel român în Kaiserslautern, am ajuns prima dată, Valentin Silaghi, care urma să devină antrenor la Bayer Leverkusen, normal că a auzit foarte multă lume că eu am rămas în Grecia, fiind campion mondial, au scris și ziarele din Germania, că pentru toți normal că era ceva neobișnuit să plece din țară un om care are o situație bună. Și Valentin Silaghi a început să se gândească la faptul că aș putea să ajung în Germania. Nu erau atât de mulți români cum sunt acum în străinătate. A dat telefon la mai multe familii de români. A întrebat dacă știu ceva de mine. România a început să sune între ei și până la urmă a dat de mine. Așa am ajuns la Bayer Leverkusen, dar tot așa primul contact a fost foarte dur. Adică mi-au dat o locuință... Avea, spre exemplu, un pat cu arcuri, era patul tot denivelat, aveam un dulap cu o ușă și un televizor alb-negru, cred că atât era, din acela portabil. Și, practic, mi-au dat 500 de mărci după ce le-am spus că nu am niciun ban. 500 de mărci acum, la vremea respectivă, oricum nu știam ce însemna, dar și atunci erau totuși foarte puțini. Mi-au dat un training și aveam și eu, să zic, un training durat, da, în care umblam cam toată ziua. Și după ce le-am spus că nu am niciun ban, mi-au găsit de lucru într-o măcelărie. Bine, a fost și o perioadă, eu 6 luni nu aveam voie să boxez. Era suspendat. Da. Exista o regulă internațională. Corect. Și, practic, mi-au găsit de lucru într-o măcelărie.